Asta este a doua oară când merge la Riley Beach. N-o să... stau acum acolo, o să merg spre Princess Cave și Fanang Cave, cred. Ar trebui să fie și o plajă acolo. Deci vedem ce reușim. Acolo este... acolo undeva este a doua plajă unde vreau să ajung. Dacă se vede, e o parcă a constat acolo. Părcile astea merg doar aici, în stânga, unde era Riley Beach. Deci teoretic trebuie să plec de pe plaja asta, pe plaja aia, deci să plec cumva muntele ăsta, probabil prin spate, prin pădure, nu știu, vedem. Deci, pe acolo am fost data trecută. De aia ziceți, băieți, eu nu vă încercuiesc nimic pe ecran, dar ce ziceți, băieți? Mergem în direcția bună? Aolo, noi cred că facem dreapta aici. Sau după ră. Nu cred că mai în față facem dreapta. Cred că mergem în direcția bună. Știți ce zic? Unde e cald rău de tot. Acolo am stat în videoclipul de ieri, cred. Mă rog, de data trecută, nu de ieri. Și pe aici se intră în oraș. Și cam așa arată drumul principal către zona unde teoretic ai mai găsi cazări în afară de resorturile de pe plajă. Sau nu știu. Îmi place foarte mult cum e aici. Stați așa să vă arăt un pic. Ce niște locuri de cazare și terase. E o sără din asta tare rău de tot. Acolo e intrarea de pe plajă. Îți dă un vibe foarte into the jungle, așa. Thank you! Spre Fanang Cave? Fanang. This way? And right. Right. Thank you! Have a good day! Chico, welcome YouTuber! Care știe că am 300 de abonați. Azi zice, păi, că m-am urâtule. Dar asta este. Hai că mergem. Deci mi-a zis că țin drumul ăsta drept și fac dreapta undeva. Teoretic o să... Apropo, aici sunt și foarte multe din astea de climbing, pentru cine e pasionat de urcat pe munte și pe stâns. Echipamente și toate nebunile să mergi pe munte ăștia. Nu știu ce să zic, pe mine unul nu, adică îmi place să merg pe munte, să fac trekking, să merg în natură, dar nu e de mine, nici n-am încercat prea mult decât indoor așa. Dar na. Fiecare cu pasiunile lui și e bine de știut că nu știu, dacă e cineva care vrea să încerce asta, nu găsește doar plajă aici. Da, mă, și cam asta e harta. Deci suntem aici. Am venit de aici, intrat pe străduța asta pe care tocmai ați văzut-o, am urcat în sus. Trebuie să fac dreapta și să cobor, cred că aici. Să ocolesc pentru că aici e munte și nu pot să fie. Ah, am rezolvat. patru. Una cave și 5 Big Bad Cave. Cred că toate după ce ajunge aici le poți vizita. Bun, deci de aici trebuie să fac... Tu n-am înțeles unde. Ha, gata, vei tu. Cum intervine o problemă, pentru că... Deci asta este Fanang Beach și aici este Fanang Cave. Și teoretic, dacă merg pe drumul ăsta și ajung aici, nu pot să ies pe plajă, dar nu înțeleg ce, pentru că Fanang Cave e în direcția asta și în direcția asta e Fanang Cave Beach. Hai că mergem la plajă. Prima dată și vedem apoi. Și ăsta e portul prin care ajung alimente, băuturi, chestii produse pe insulă. Sunt cărcate de oameni în
trollerele astea, căruțurile astea, ce sunt căruțe. Te văd. Și apoi distribuite la restaurant pe aleile astea. Băi, sunt curios dacă știe cineva ce pom sunt ăștia. Lăsați-mi și mie comentariu, sunt un număr prost. Bine, poate o să aflu și eu între timp, dar... Dar sunt ce rădăcini ciudate au. Uitați cum e copacul ăsta crescut. Și alea par a fi niște rădăcini, cred. Nu-mi dau seama, dar așa par a fi. Da. Am făcut ruta asta pe aici, dar nu te mai lasă pomul să treci. Sau... Nu știu, rău, așa. Ce și delivery pe insulă. Hai să vedem unde am ajuns. We are here. Dar de unde am venit? Cred că am venit... A... Așa? Nu știu, bă. Și 18, ce e 18? Eu unde mă duc încolo? Eu trebuie să ajung aici. Ce dracu m-am dus în cul? Băi, sunt sănătos la cap. Unde am intrat așa? Dreapta. Și de ce m-am dus încolo și nu în stânga? Dar așa scria pe panou celălalt. Unde... P***a, mă, si mă mai duc, mă, că m-am... Și trebuie să iau înapoi. Dar aici n-am văzut nicio plajă, frate. Rele East Beach. Sau asta era pontonul ăla de l-am văzut acum. Da, s-ar putea. Și să merg mai în jos. Asta e în direcția bună. Deci de aici, de unde eram inițial, am ajuns până aici, am mers ceva. Și acum scobor așa și merg așa aici. Cred. Aparent, cred că se poate ajunge și la cave și la asta în același timp. Băi, deci... Cred că pe aici se ajunge la cave. Sau? Ok. Bă, de data asta nu mă mai bag. Bă, sincer, aș fi urcat acolo, că e nebunia mea să merg la viewpoint-uri. Dar părea prea... Tumaci, mai ales că sunt desculți. Am venit pentru plajă, am zis că merg la o peșteră, dar... M-am făcut păpuci. Am pierdut unul pe drum. A, bă, nu e tot aici, tot așa. Cam așa arată drumul spre plajă. E interesant rău de tot. Deci locul ăsta e într-adevăr superb. Dar sunt foarte mulți turiști. Vă las cu niște imagini de aici. Apare mai vezi fără să filmez cu dronă. Nu oricum am dronă, dar ziceam așa ca idee. Și dacă arunci gunoi pe jos, 100.000 de bați. Adică... Nu știu, miliard, 400 sau 140 de milioane. Nu știu exact acum. Hai să vă las să vedeți cât de aglomerat e. Am fost o tagă cave acum două zile și am făcut o febră la gambe după 1260 de scări urcate, 1260 coborâte. Aia zic. Hai că nu avem foarte mult. Ca ideea pe aici nu e adâncă. E cam până la unde maxim.
cât de interesantă poate să fie. Amazing! Sper să fie mai multe pietre pe jos. Cred că se și vede. Foarte mulți pești. Și cred că m-am și atins de ei. Prea pot să merg. Bă, da. Foarte mișto. Da. That's gorgeous. Cred că, din ce am înțeles acolo, din ce am uitat pe Maps, acolo ar fi, în, sub peștera aia, sub muntele ăla, ar fi cumva Princess Cave. Și înainte să plec, facem o oprire și acolo. Să vedem cum arată, dacă merită. Să stai, că acolo e destul de aglomerat. Dacă e ceva aparte. Sau nu, bine, fiecare loc are frumusețea lui. Asta e clar, nu trebuie să spun eu sau cineva anume. Da, super. Asta ce pește? Asta ce înseamnă că se pripe care? Nu, cred că se vede ca mult sau mai. Iar am adormit ca ultimul bătrân pe plaj. Nu mai pot. Am dormit o oră jumate, cred. Și cred că iar m-a... Nu știu dacă m-am ars. Sunt deja obișnuit, m-am dat și cu cremă de acasă. Iar, dar... Look at this beauty. Mergem să vedem dacă este aici. Eu nu știu sigur. Pe Maps așa mi apare. Nu știu dacă se vede pe telefon. Teoretic, nu a fost aici undeva. A la jos, a mers pe jos. Și acum aici mi pare că sunt acolo unde e Franan Cave Shrine. Și Princess Cave, nu știu dacă e în stânga, o să încerc să merg pe acolo, să vedem. Că poate să ocolești așa, ca să intri. Pe acolo am venit. Hai să vedem, pare că e ceva lumea aici, asta s-ar putea să fie. Wow, ce tare arată. Ah, cred că pe parcursul zilei aici e apă, probabil. Că mai crește nivelul. Dar da. Sincer, nu știu dacă aici trebuie să ajung sau mai încolo. Sau mai încolo. Băi, acum vă dormim, mi se pare că astea sunt. Sincer. Nu te p***i. Nu vi se pare? Sau... Doamne iartă-mă dacă greșesc, dar... Cu cât mă uit mai atent... Mă, ce... Mă, uite, lanț. Ăla e... Trenuleț de p***i. Mă, care e duma? Ok. Ah, da, mă, clar sunt.
Da, asta clar sunt, deci toate sunt. Nu scăuțul care trau p***le de aici. Că sunt în peștera prințesei p***le astea. O fi vreo legătură? Nu știu. Da, uite și pe alu Vinț. Vinț, ce faci în calea, da? Sincer? În care treaba? Și câte s-au aruncate, câte bagiocorite sunt. Vai mă, bă, aveți vă grijă de ele, că nu sunt forever. Și poate, uite acolo niște rochi, niște fuste. Se întâmplă ceva acolo, dar nu înțeleg. Ok, asta este, băieți. Aveți grijă de ele, că uitați, alții le bagiocoresc. Nu mai zic nimic. Uite-o pe peluș. Are un bebe. Uitați cum îl ține, mor. Are un bebe mic acolo. Of, m-am topit. Gata, gata, vă deplasați. Doamne, mor. Cât de mic poate să fie. Uite cum e grand, man. Of. Băi, gen, astea au alt comportament față de alea de la Monkey Hill sau probabil care sunt foarte vizitate. Aici sunt cumva sălbătice și doar o alee care trece pe aici. Și nu știu, gen, n-au interacționat cu oamenii, n-au nicio treabă, stăteau și uitau. Foarte drăguțe, foarte simpatice. Of, of, îmi pare rău că le-am judecat și mi-a zis că sunt agresive. Dar o să vedeți, cred că pe vlogul de dinainte, sau poate chiar în ăsta, mi-a furat telefonul unei doamne, acolo, la Tiger Cave. Nu știu ce să zic. Nu știu care. Bine, astea sunt altă specie, din ce am înțeles, și mai e o specie. Unii care, nu știu, ochi albi foarte mari, languri sau nu știu cum se numesc, ceva de gen, care sunt foarte rar, sunt pe care a dispărut. Și ea mănâncă numai frunze, n-ar trebui hrăniți, nu pot digera, deci nu poate stomacul să digere. De acolo am venit la plajă și acum mergem spre plaja cealaltă, de unde trebuie să luăm barca